on Gold FM. Solid Radio. Sport Report cu Gabriel Safta. Sărăduna și bună seara, vă salut! Începem o nouă săptămână la Radio Gold FM, o săptămână în care vom vorbi foarte mult fotbal în fiecare zi, cu excepția zilei de miercuri, când vom avea pe Rudel Obrejea și Mihai Rusu, când discutăm despre sportul românesc, cine l-a distrus și cum poate fi el salvat. Astăzi avem un invitat cu totul special, e vorba de Florin Motroc, un antrenor român din Bahrain și cu sânge alb vișiniu, rapidist din naștere. Sunt multe subiecte pe care le vom aborda cu Florin Motroc, căruia mulțumesc în mod deosebit pentru faptul că este în aceste momente în direct pe Radio Gold FM, mai ales că antrenamentul pe care l-a avut la echipa lui din Bahrain s-a încheiat în urmă cu 5-6 minute, a alergat în 2-4 de pe teren până în birou. Te salut, Florin! Te pup cu drag, Gabi. 2-4 spre 3-4 a fost puțin monstru. Da, 3-4. E bine, e bine că în continuare alergi 3-4, ca să zic așa. Da, merge, merge. Câteodată mai fac și sprint când mai câștig și îmi fugărești jucătorii sau mă fugărești jucătorii, mai fac și sprinturi. Un antenor vulcanic, înțeleg. Trăiești fenomenul intens și îl iubești din suflet pentru că altfel nu ai fi acolo, în Bahrain, bănuiesc. Bineînțeles, Gabi, nu poți să faci nimic fără pasiune și cu atât mai mult cu cât atunci când faci ceea ce îți place, este, cum să spun așa, un dar de la Dumnezeu pentru care eu știu, îi sunt recunoscător și îi mulțumesc. Pentru că eu cred că în viață nu este ușor să ai parte să faci exact ceea ce îți place și iubești cel mai mult. Și sunt foarte puțini care au această șansă și eu mă pot numi între cei fericiți. Suntem doi oameni fericiți, fac cu pasiune această meserie și mai iau și bani pentru asta. Dacă asta să nu mai spun. Unii mai mult, unii mai puțin, dar slavă Domnului, bine, dacă nu pică plouă și invers. Corect, să fim sănătoși, asta contează. Apropo de bani, ne oprim, Florin, 40 de secunde, pentru că este momentul de publicitate în 40 de secunde. Așadar, Florin Motroc, invitat special din Bahrain, despre viața lui acolo în Bahrain, departe de țară. Ce face el, cum se simte, totul despre activitatea lui în această țară. După care o să, în partea a doua emisiune, o să luăm despre fotbalul românesc, pe care cu siguranță îl urmărește cu interes. De unde iau eu flori să o impresionez? Acum, de ziua ei, dar și de Valentine's Day? Nu-ți face griji! Rezolvă băiatul cu flori! Livrează non-stop de luni până duminică direct la ușa ei, în maximum 2 ore în București și în Ilfov. Aranjamente florale splendide, torturi, băuturi alese și jucării de pluș. Băiatul cu flori ajunge rapid la cine ți-e drag sau la partenerii tăi de afaceri. Îți salvează timp și livrează prompt oricând ai nevoie. Îl găsești pe Facebook și Instagram, Băiatul cu flori. Până la acum. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. You're on Gold FM. Solid Radio. Sport Report cu Gabriel Safta. Mult fotbal săptămâna aceasta, se termină, dragi prieteni, prima parte a campionatului astăzi seară, un meci teribil. Cel mai important meci al ultimei etape probabil este Botoșan FC Argeș, minutul 77, 1-1. La acest scor, echipa lui Valeriu Iftime și Marius Croitoru este în play-off pentru a treia oară, iar FC Argeș ratează pătrunderea în primele 6. Nu cred însă că ar trebui să fie considerată o dramă sportivă pentru cei din Pitești care abia evitat retrogradarea în sezonul trecut. Acum sunt într-o zonă unde nu cred că visa cineva. Dar așa e în România, Florin. Se spune că dacă Andrei Prepeliță nu pătrunde în play-off, va fi dat afară. La fel ca Mihai Iosif de la Rapid. O adevărată nebunie. Te felicit pentru că ești acolo, departe de această gândire primitivă din fotbalul românesc. Da, Gabi, din păcate este foarte corect ce spui tu, însă este un adevăr pe cât se poate de crunt. Atâta timp cât nu ai practic rezultate, este foarte greu să reziști într-o meserie, mai ales ca cea de antrenor în fotbal. În fotbalul românesc și nu numai, și aici în golf. Mă întorc și îți dau un exemplu care e destul de cald, cu Costel Gâlcă, care a preluat Hazemu într-o situație grea, echipa pe care a salvat-o acum vreo 2-3 ani Săiră de la retrogradare. Eu eram la Jabalein în perioada aia, în Liga a doua, în Arabia Saudită, și știu foarte bine prin ce emoții a trecut și Săiră când a salvat Hazemu.
ulterior el a plecat în Emirate la Banias. E, mă întorc la Costel, nici el n-a rezistat o lună sau nici nu știu dacă a prins o lună jumate și din păcate rezultatele proaste au făcut ca și el să fie demis. De asta spun că nu numai în România, dar parcă, virgulă, ca România nu e nicăieri, adică sunt echipe care schimbă nu un antrenor, câte 4-5, ceea ce mi se pare absolut fantastic, să stai nicio etapă, nu mai mi-aduc aminte acum, dar să fie antrenor o etapă să dea afară sau 4 etape să dea afară. Îmi pare rău. Ce poți să faci în situațiile astea? Iar aici nu condamnă cluburile, condamnă antrenorii care acceptă să vină în condițiile astea. Dar fiecare își cunoaște săracul nevoile, problemele și nu vreau să comentez. Mi-aduc aminte, domnul profesor Mircea Rădulescu propunea un sindicat al antrenorilor, însă un cerc vicios, cine poate să își permită, sunt 1000 de antrenori și 50 de echipe. Cum să faci să ai personalitate? Edi Iordănescu a avut la FCSB personalitate. A interferat acolo patronul, a plecat. A spus, domnilor, eu nu mai stau pentru că eu am niște principii sănătoase. Și a plecat de la FCSB. Eu cred că, Gabi, iartă-mă că te întreb. Eu cred că Edi ar fi trebuit să rămână și să rămână pe baricade pentru că avea multe lucruri de partea lui. În primul rând, rezultatele așa cum erau rezultate, câștiga. Până la urmă, să merte Dumnezeu. Eu am luat un campionat, mi-aduc aminte, aici în Bahrain în 2014 și cu contract semnat pe încă 2 ani, având o mare încredere când am semnat contractul în iarnă, deja aveam 7 puncte avans și fiind pe primul loc, iar relația mea cu președintele clubului era una extraordinară. Nu am luat nicio copie vis-a-vis de ceea ce s-a semnat și am avut o încredere oarbă în conducătorul meu de atunci, care și este și astăzi la RIFA. Numai că cineva din conducerea clubului vrea să facă spectacol echipa pe care eu antrenam atunci, numai că el a uitat că eu luasem o echipă total ieșită din circuitul performanței de vreo 5 ani. RIFA-ul, până am venit eu, nu mai câștigasem niciun trofeu de vreo 4-5 ani. Am găsit o echipă prăbușită cu foarte mulți jucători tineri pe care eu i-am promovat la prima echipă și să iei titlul din prima într-un moment în care nu-mi dădea nimeni nicio șansă pentru că aveam niște contracandidate foarte puternice și cu 7 jucători până în 23 de ani a fost ceva incredibil. Și mă întorc la ce spuneam, mi-am prelungit contractul și m-am trezit în vară că nu mi-am mai găsit contractul. Și am fost pus în situația să plec după ce din 3 trofee în anul ăla am luat 2, Cupa Bahrainului și campionatul. Deci se pot întâmpla și lucruri de genul ăsta. Seamănă acel om din conducerea clubului de care făcea vorbirea din ori, seamănă mult de tot cu Becali, care vrea posesie, vrea să domine, vrea să... Da, exact asta îmi cerea să iartă-mă, în minutul 81 FC Argeș face 1-2, adică Argeșul e în play-off după ce Botoșan a condus până acum 5-6 minute. FC Argeș, echipă pentru care fiul tău a jucat o perioadă, este în play-off. Andrei Prepeliță se salvează, nu-i vine nici lui să creadă, nici nu știi cu cine să țin, doi antenori fantastici, Croitorul și Prepeliță. Îți mai spun așa o vorbă din bătrâni, la Barza Chioară și Dumnezeu îi face cuib. Iar eu n-am nimic cu Andrei, îl cunosc de câteva ori, l-am văzut și am stat de vorbă personal cu el când într-adevăr băiatul meu juca la Argeș și era în Liga a doua, ajutând și el și punând numărul la acea promovare, pentru că în acel sezon în care s-a promovat, adus de Nicolae Dedică, el a dat 3 goluri foarte importante în campania de promovare. Un aspect care eu cred că nu trebuia să fie neglijat, cum a fost ulterior, fiind lăsat să plece, cu toate că el mai avea contract, dar nu lăsat, oarecum împins. Dar în fine, asta e o altă problemă și... Pe mine m-a afectat pentru că eu am avut ceva special pentru FC Argeș și voi avea toată viața, fiind legat odată de o legătură de sânge, ca să zic așa, soția mea fiind fata unuia dintre cei mai emblematici jucători ai lui FC Argeș, Constantin Olteanu, zis Baciu, fostul fundaș central al Argeșului de aur cu Dobrin, cu Radu Doi, cu Prefugel, cu Bebe Barbu, cu domnul Vasile Stan, echipa aia grea care a luat ca în primul titlu cu Halagia.
Și de asta spun că eu am jucat și eu de aproape 2 ani la FC Argeș și lucrurile astea îți rămân în suflet. Clar. Și faptul că și băiatul meu a avut șansa să treacă pe acolo, din păcate nu să lase urme atât de adânci, cum poate niciunul le-am lăsat foarte, dar oricum 2 ani sunt 2 ani. Da. Mă bucur doar pentru faptul că a pus și el umărul la acea promovare de care iată acum Argeșul profită și s-ar putea să profite și mai mult, să ajungă prin victoria asta în play-off, ceea ce are un lucru extraordinar. Și pentru Prepe, pentru Andrei, care la un moment dat era împins pe scări să cadă și el nu cădea, cu toate că luase viteză, nu cădea. E, uite că Dumnezeu, încă mai sunt ceva minute de jucat, să vedem care va fi dezbătământul. Minutul 84, da. Dar Dumnezeu, e foarte interesant că aveau o singură variantă, victoria, au fost conduși până în 71, în acest moment sunt în play-off, mai sunt 7 minute, e o nebunie de meci. O să te țin acum. Îmi pare rău că nu pot să-l văd, că sunt cu tine, că aș fi vrut și eu să-l văd. Nu te supăra. Da, nu, e o mare plăcere să vorbesc cu tine. Chiar dacă noi am mai avut așa, datorită culorilor noastre din sânge, discuții de-a lungul timpului, însă relația noastră de prietenie și de respect reciproc este una deosebită. Una e una, alta e alta. Exact, o apreciez în mod special. Cu atât mai mare este prietenia când, după ce ne contrăm pe anumite principii, pe anumite simțuri ale sângelui pe care îl avem, eu roșu-albastru, tu alb-vișiniu, iată ne suntem aici în direct și apreciez faptul că ai făcut tot posibilul, deși antrenamentul tău urma să se termine mai târziu decât ora de începere emisiunii. Și îți mulțumesc mult. Un singur antrenor a mai făcut așa ceva. Îi mulțumesc public și acum, Flavius Stoican, un băiat fantastic. L-am întrebat dacă poate face emisiune, nu știu, să zicem peste 2 zile la ora 7 seara. Și mi-a spus, aoleu, Gabi, am antrenament acolo. Dar lasă, știi ce fac? Pun antrenamentul la prânz. Nu pot să cred, cum? Era la Dinamo atunci de mult. Și zic, păi cum? Schimbă antrenamentul ca să fac emisiune. Adică sunteți oameni fantastici și meritați aprecierile mele din suflet. Și eu îți mulțumesc că, uite, mă mai aduci oarecum așa în vizorul unor oameni care poate au uitat, nu neapărat de mine, că eu nu știu dacă am fost atât de emblematic, dar mai aduci la viață numele de Motroc și asta este foarte important. E un nume de campion al Rapidului. Câte titluri are Rapid, ca să nu ținem cont de Motroc? Prin ceea ce a făcut tata în special pentru Rapid, 10 ani aproape jucat non-stop la Rapid, titlul ăsta care a fost adus de ei în 67, care este un deschizător de drumuri și eu cred că a creat tot ceea ce înseamnă fenomenul și starea asta de spirit a Rapidului. Pentru că acea echipă a format și a adus aceste sentimente unde le-a adus în ziua de azi, la ce cote și la ce nivel. Atât timp cât galeria Rapidului e o galerie excepțională, repet, făcând abstracție de faptul că eu țin cu Steaua, care o fi aia, nu mai știu, dar eu bine. Nu mai striga și ție de bine de multe ori. Da, dar da, chiar a fost o fază, nu știu dacă ai fost la meci în Chiajna, când am pus imnul Rapidului pe stadion. Eram acolo. Au rămas toți, au crezut că nu văd și nu aud ce se întâmplă, după care mi-au scandat ce credeau ei. Da, a fost acolo, e meciul când au făcut 0-0 cu Metalul Globus. Da, niciodată în istoria Rapidului, dacă sunt rapidiști acum pe recepție în mașini, niciodată galeria Rapidului nu a avut parte în deplasare de imnul Rapidului. L-am pus eu. În speranța a fost o chestie fantastică de respect. Eu chiar atunci ți-am dat mesaj din tribună că eram undeva lângă tine, te vedeam la loja unde stăteai tu. Da, a venit și Florin Manea, pe care l-am diseară, culmea, alt rapidist, l-am diseară la televiziune la ora 10, invitat. Fiinul meu. Da, eu l-am botezat și tata l-a coronat pe Dumnezeu să-l ierte pe taică, supăneaică. Atât timp vreau să spun cât galeria Rapidului scandează cântec cu Motroc, înseamnă că tatăl tău a fost mare de tot. Da, tata va rămâne în istoria și va fi nemuritor cât va exista Rapidul. Am spus treaba asta. Numele de Motroc din Giulești nu va putea dispărea pentru că face parte din istoria Rapidului. Și ți-am zis, eu am contribuit într-o mică măsură, însă datorită tatălui meu mă pot mândri că am jucat și eu de la pitici, sunt de la 6 ani până la 18-12 ani de juniorat făcut la Rapid. Am toată școala de fotbal crescută, născută în Giulești. Da. Și după aia de 94, când m-am întors până 96 la seniori, eu cred că sunt niște ani, 14 ani petrecuți în Giulești, lucru care eu știu și pentru mine lasă urme. Iar ceea ce am trăit lângă tata, pot să spun că mi-au marcat viața și lucrurile astea m-au făcut să iubesc Rapidul și să-l iubesc până când voi dispărea.
Dar știi cum e în viață, mai sunt și lucruri care, din păcate, neplăcute, și am văzut și ceea ce s-a întâmplat cu Iosif și cu alți jucători. Ok, cazul Lumiții, mă refer ca antrenor, dar cu jucători și cu oameni emblematici, care, din păcate, acest spirit fantastic și această pasiune și patimă pe care au acest suporter incredibil a Rapidului, de multe ori nu prea mai contează cât și ce ai făcut pentru clubul tău, pentru că rezultatele sau anumite momente care, eu știu, sunt nesatisfăcătoare, îi duc pe acest spectator extraordinar să treacă de la o extremă la alta. Și eu am văzut multe lângă tata, nu mai spun ce am trăit și eu ca jucător, dar parcă iubirea a fost din ce în ce mai mare și mai puternică, indiferent de trăirile astea bune sau mai puțin bune pe care le-am întâmpinat cât am jucat sau am stat pe lângă tata în Giulești. Au fost câteva decizii în ultima perioadă care au inflamat spiritele în Giulești, sub podul Grant. Spre exemplu, Șumudică nu a fost ales, Daniel Pancu a fost îndepărtat, acum nu a fost ales. Iosif, un om de acolo crescut, născut rapidist, care a promovat echipa, a fost înlocuit și a venit Adi Mutu, cu tot respectul. Spune, ce înseamnă liderul, fostul lider al galeriei, Gigi Corsicanu, la un moment dat chiar spunea pe Facebook, nu știu unde am văzut o declarație de lui, să nu se supere Pancu pe Rapid, că nu pe Rapid trebuie să se supere. Rapid înseamnă ceva deosebit și că nu pe Rapid, ci pe conducători care sunt vremelnici. Cum comentează Florin Motroc ultimele evenimente din Giulești, respectiv, pornind de la această înlocuire a unui om care a promovat echipa, ce o fi vrut să intre în play-off, erau 6 locuri deja ocupate, după părerea mea. Nu, eu cred că performanța făcută de Rapid până în momentul de față a fost una extraordinară. Din păcate, într-adevăr, când vezi că se poate mai mult, într-adevăr, pot apărea aceste frustrări, dar tu trebuie totuși să vezi partea plină a paharului. Totuși ești o echipă nou promovată, într-adevăr, ai început un campionat extraordinar, într-un mod extraordinar, neașteptat de foarte mulți dintre cei care iubesc Rapidul, trebuie să fim corecți, trebuie să fim și foarte realiști, cum s-au câștigat o mare parte din acele jocuri cu multă șansă, cu multă șansă, dar eu cred că acea șansă pe care a avut-o Rapid în câștigarea acelor meciuri a venit și pe fondul acelei dorințe a jucătorilor fantastice, eu știu, venită datorită acestui, cum să spun, acestei reveniri în prima ligă, pe lângă suportul acestor minunați suporteri care, eu știu, în multe momente au dus echipa spre golurile alea așa marcate parcă cu mâna lui Dumnezeu în anumite situații, cum a fost și golul FCSB-ului de aseară, dacă e să sărim, noi facem un paralel, apropo, ca să-ți fac ție pe plac, da. Înțelegi? Un gol superb dat de copilul ăsta, m-am auzit pe suflet. În fine, acum întorcându-mă iar la Rapid, la Rapid poți să te aștepți la orice. Tata a promovat Rapidul, a luat Cupa României, următorul sezon, din păcate, a retrogradat și a fost luat cu de la faceți loc, trece galeria lui Motroc, la Motroc, huiduhu, ia-ți valiza și te du. Și eu sunt obișnuit, de asta spun că pe mine nu mă deranjează lucrurile astea și nu vreau să judec ceea ce s-a întâmplat. Îmi pare rău pentru felul cum Pancu la momentul respectiv a fost demis sau împins să-și dea demisia sau ce i s-a întâmplat, când cu câteva luni în urmă era idol și mai ales nu numai în ce făcuse și ca antrenor și ca jucător, dar în Giulești nu prea se ține cont de treaba asta. Și trebuie, până la urmă, forța suportorilor și presiunea pe care eu o pun este una fantastică. De multe ori, eu cred că în mare măsură, de multe ori au avut o influență categorică în luarea unor decizii de către conducerile respective. Clar. Înțelegi? În bine sau în rău. Asta numai timpul a demonstrat sau va demonstra. Spune-mi. Acum, întorcându-mă la ce a zis Pancu, că nu vrea să mai calce sau să audă sau șumii, într-adevăr, e dureros când crezi sau îți dă speranța că ești în cărți. Și eu am fost de două ori în discuții să-i preiau. Erau în Liga a treia, mi se pare, în primul moment când, sau a doua era, când a adus pe Ganea, dacă nu mă înșel, cred că a doua. Da. Și l-a adus pe Ganea, în fine. Și după aia a mai fost o discuție când a venit Alexa, când iar am fost, cineva de acolo m-a contactat și mi-a spus că sunt pe lista scurtă și că sunt șanse mari să ajung. Numai că, din păcate, a fost preferat Dan Alexa la momentul respectiv. N-am comentat, n-am spus nimic, asta a fost decizia lor, nu mai contează.
mă întorc la ce vreau să spun, doar că, într-adevăr, nu e ușor ca un jucător emblematic sau ca un jucător care ai făcut ceva pentru clubul ăsta să te trezești cu genul ăsta de surprize. Sunt dureroase, într-adevăr, cum a pățit Șumi sau Pancone. Da. Ce au zis ei, nu vreau să comentez, doar un aspect vreau să-l comentez, de care iară mi este frică să nu mă facă cumva și pe mine să iau vreo decizie sau să vorbesc și să hotărăsc o chestie care să mă doară. Este legată de niște lucruri pe care le-am auzit legat de inaugurarea noului stadion, unde eu știu foarte bine că acum câțiva ani, când am fost în anturajul celor de acolo cu Old Boys și cu cei din conducerea clubului sportiv, erau luate foarte serios în discuții ca prin toate numele pe care le vor purta anumite părți în stadion, loji și nu știu ce mai era pe acolo important, una din părțile acelui stadion, dacă nu mă înșel, o lojă sau ceva de genul, ar fi trebuit și ar fi fost în discuție să-i poarte numele tatălui meu, Ion Motro. Ulterior am auzit că, de fapt, cei care trăiesc nu vor mai fi puși pe... Nu vor mai fi nominalizați în a fi, eu știu, numele respectivilor persoane să fie menționate la unele din loși sau nu știu ce alte părți din stadion. Ce vreau să spun este că Take Machi trăiește, să-i dea Dumnezeu sănătate, și este chiar un monstru sacru al acestui club. Din generația tatălui meu mai trăiesc 4 jucători care au făcut și ei istorie și poți să-i numești unici în istoria Rapidului. E Rică Răducanu, e tata, e Nichi Dumitriu și cu Puiu Ionescu. Restul tot s-au dus unde s-au dus, într-un loc verde, știi? Ce vreau să spun este că dacă cumva cei de la Rapid vor face un asemenea gest în care să nu cumva să nu-l pună pe numele tatălui meu undeva pe acolo, pentru a putea fi recunoscut și recunoscut în primul rând, să fie apreciat tot ceea ce a fost sacrificiul lui, tot ce a făcut el pentru Rapid, pentru că a fost un jucător care a venit și a plecat, a jucat aproape 10 ani. În 9 ani de zile a lipsit decât 4 meciuri la Rapid. Tata n-a fost ca Blebăda sau ca Gâsca până apă în Giulești. Și eu cred că a fost un jucător care a contribuit din greu la titlul din 67. Și dacă se va întâmpla asta? Nu știu dacă voi mai călca în Giulești. O să ne oprim un pic după acest moment dur. Am depășit un pic, îmi cer scuze, 40 secunde din nou, după care ne întoarcem să comentăm cu Florin Motroc, dar o să discutăm și finalizăm discuția cu Rapidul, dar și despre ce face Florin Motroc acolo în Bahrain. Ok, cu drag. Vrei să scapi de stresul organizării oricărui eveniment și doar să te bucuri de el? Da, dar vreau să fie wow! We Do Wow Events! De 13 ani, mai mult de 10 specialiști se ocupă de organizarea evenimentelor personale sau corporate în București, dar și în alte orașe. Ne găsești pe Instagram și Facebook la We Do Wow Events! Evenimentele lor chiar sunt wow! Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă. De luni până joi, de la ora 13, la Gold FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. You're on Gold FM. Solid Radio. Sport Report cu Gabriel Safta. FC Argeș este a 6-a echipă în play-off, a bătut la Botoșani cu 2-1, minutul 71, Botoșani avea în continuare două variante, victoria și egalul, avea avantaj 1-0, după o mare eroare a portarului Greab, care pur și simplu a dat pe lângă minge în careul mic, a marcat Roman 1-0 pentru Botoșani, în minutul 71 s-a făcut scor egal 1-1, iar în 83 parcă a fost 1-2. FC Argeș îl salvează pe Andrei Prepeliță. Incredibil, dar adevărat, FC Argeș ajunge în ultima etapă, acolo unde nu cred că a visat cineva în mod realist să ajungă. Florin Motroc, spui că dacă o lojă, o tribună, un sector, un scaun, ceva nu va purta numele tatălui tău, Ion Motroc, nu vei mai călca în Giulești. Da, nu. Mi se pare... acest aspect să mi se arunce sau să mi ajungă la ureche niște scuze, cum că deocamdată tatăl tău trăiește și nu
nu merită, bine, asta vine cu ghilimele, de că fiindcă trăiește nu merită să momentan să îi se pună numele pe loje. Mie mi s-a spus că una din loji sigur va fi numele lui, să fiu concret. Și da. Mi s-au cerut poze, mi s-au cerut anumite obiecte de ale lui, din păcate tata nu mai are. Poze am o grămadă și chiar am vorbit cu domnul Lucian Ionescu, care e directorul de imagine, și am spus că îi voi pune anumite poze la dispoziție în momentul în care mi se vor cere și să aibă mare grijă să nu le piardă. Am tot căutat, că aveam poze la un moment dat de la Cupa României câștigată de tata din 74, pe lângă filmarea care este pe YouTube cu acea finală de pomină cu Craiova. Și nu mai spun de acel parcurs pe care tata l-a avut cu echipa bătând Progresul, Dinamo, Steaua și Craiova în finală. Campioana, următoarea campioană, Steaua, că după Craiova a venit Steaua campioană cu Iordănescu, cu Dumitru, cu niște jucători uriași. Și tata venea din Liga a doua cu jucători precum Râșniță, Iordan, Angelescu, Marin Stelian, nu știa nimeni de ei. Ioniță în poartă, l-a scos Părică Răducanu și l-a băgat pe Ioniță. Bartales, Dumnezeu să-l odihnească. Și a bătut niște monștri, Craiova cu Oblemenco, cu Balaci, Dumnezeu să-l odihnească, Țară Lungă, nu mai vreau să-mi aduc aminte, am fost pe bancă, alea sunt momente care mi-au marcat pe viață, Gabi. Și da, spun că cei care ar face asemenea moșicie, nu vreau să-i spun altfel, pentru ce să mai, nu mai are niciun rost. Atunci înseamnă că ei nu respectă nimic din ceea ce a însemnat și înseamnă adică, care se bucură acum. De care să spun, adică s-a ajuns să ai ghinionul că trăiești, să nu te bucuri, să nu ai aprecieri. Cam așa înțeleg eu. Ce ghinion că Ion Motroc trăiește, pentru că nu poate să, adică n-are dreptul să vadă în viață o recunoștință a clubului pe care l-a iubit de mic. Acum, fiindcă data l-am protejat foarte tare cu COVID-ul ăsta să-mi iasă și să fie expus, pentru că a făcut 85 de ani în februarie acum. Să fie sănătos. Slavă și mulțumesc Dumnezeu că l-am lângă mine și mă bucur de vorbele lui la fiecare minut când pot să vorbesc cu el și de sfaturile lui, pe care le-am pus în practică într-o proporție covârșitoare și care mi-au marcat cariera ca antrenor. Și pentru treaba asta iar îi recunoscător și tot ce am realizat ca antrenor îi dedic lui tata într-o mare măsură. Acum, întorcându-mă la partea asta cu denumirea, chiar am vorbit cu liderul galeriei, cu Liviu, și i-am spus că i-aș recomanda cât mai e în viață și mai poate merge pe picioare, că încă slavă Domnului poate merge pe picioare, ar fi frumos ca el să fie invitat să dea lovitura de începere pe nou stadion. Cu tot respectul pentru toți ceilalți alți mari monștri pe care i-are încă rapid în viață. Am văzut că Pui Ionescu a fost invitat, Neanichi Dumitriu, nu știu unde, chiar ar putea fi toți patru invitați. Să-și dea pase între ei toți patru. Chiar dacă cercul terenului ar fi fantastic. Neanichi nu știu dacă încă mai poate merge, că am înțeles că are mari probleme și el. Dar Rică și el cu mari probleme. Deci, încă o dată, cât mai poți să te bucuri de prezența acestor oameni care au marcat istoria Rapidului și au creat această stare de spirit. Ce a spus Liviu Bocciu? Liviu mi-a zis că o să încerce, că va vedea. Nu mi-a dat un răspuns concret. Eu încă o dată mai fac un apel pe treaba asta, poate în ultima. Îmi aduc aminte când spuneai că pe vremea lui George Copos, mă rog, George Copos a fost un fenomen, un personaj cu bune și rele, dar lucrurile rele au fost acelea că pe campionii Rapidului au trimis într-o peluză care nu exista. Mi-aduc aminte acea poveste tristă. Tatăl tău a primit o invitație într-un loc unde nu exista pe stadion. Ar putea să fie reparată și acea gafă mare de tot. Bineînțeles, ei ar trebui să aibă locurile lor veci și dacă nu ei, familiile lor, copiilor. Pentru că așa se face în Europa și la cluburile grele. Sunt moștenite pentru că sunt moștenite datorită a ceea ce au făcut acei oameni care și-au dat viața, sudoarea, transpirația pe terenul acelui. Tatăl tău a aflat de această informație sau l-ai protejat că nu e posibil? Niciodată. I-am spus doar la început când am știut că va fi una din loji, îi va și purta ce a zis? Numele. Cum a reacționat? Ce a fost foarte fericit, a început să plângă. În perioada aia era un tip care putea să iasă din casă și mergea foarte mult la meciuri. Din păcate, ușor, ușor, vârsta și mai ales nenorocirea asta care s-a bătut peste noi cu COVID-ul ăsta,
mi l-au blocat în casă și a fost foarte, deci a plâns de fericire în momentul când a aflat că o lojă asta nu va purta numele Ion Motroc. Tata, de câte ori îl iau cu mașina sau îl duce fratele meu și trece pe lângă stadionul Giulești, trecea că tata n-a apucat să-l vadă pe ăsta nou, dar pe la vechi și mai ales când a văzut la un moment dat că e dărâmat, instinctiv, când mă întorceam cu fața la el, avea lacrimi în ochi și îl întrebam de ce, și tot timpul îmi spunea dacă aș putea să povestesc câte lucruri frumoase am trăit pe stadionul ăsta. Înțelegi? Deci nu, adică sunt lucruri care te marchează, Gabi. Și când vezi anumite nedreptăți, cu tot respectul pentru cei din Clubul Rapid, nu poți să treci peste ele. Dar eu mă întreb, de ce-i face asta? Adică care ar fi gândirea unora care conduc acum? Nu poți să-mi dau seama, inconștiență. Da, n-are nicio lume. Iam, cu tot respectul pentru toți ceilalți, că sunt mulți care au făcut pentru Rapid într-o mai mică sau mai mare măsură câte ceva. Dar această echipă care a făcut istorie pentru Rapid și a marcat tot ceea ce s-a întâmplat după anii 70, 67, echipa asta, echipa asta trebuie să fie cu statui toți la Giulești acolo, clar, făcut, clar. Ca un muzeu de ceară cu ca la teatru, ca la teatru de comedie, ca la teatru comedie în față, ai văzut. Am fost la Barcelona, e un autocar cu toate statuile de ceară echipei care a făcut istorie la în anii nu știu care. Dream Team. Exact, din ceară, autocar. Ai înțeles, da. Dacă ai fost. M-a marcat, eu am plâns când am văzut treaba aia. Nu mai spun de muzeul lor când intri în stadion, exact te propulsează, da. Intri în muzeu și intri între cele două mari etaje, două deasupra și două de desubt. Ce păcat, Florin. Steaua nu are, Dinamo nu are, Rapid este nu incredibil. Are. Este incredibil că aceste echipe au o istorie fenomenală, cu niște oameni fantastici care au trecut pe acolo. Cum să nu? Fiecare cu partea lui, mai bună, mai puțin bună, dar au marcat fotbalul românesc. Eu cred că și George Copos ar trebui să aibă locul lui acolo. Absolut. Foarte serios vorbesc. Eu n-am nimica cu nimeni, dar nu putem să uităm sau să fim atât de nerecunoscători, să nu acceptăm că perioada de glorie și tot ceea ce s-a întâmplat cu noul Rapid se datorează lui Copos. De 93 eu am avut șansa să fiu exact, să mă intersectez cu venirea lui. El în 93 încă nu venise, în 94 a pus mâna practic pe echipă și era Mircea Pascu președinte. Și de atunci a schimbat complet traseul clubului Rapid cu participare în Cupa Europene. L-a dus în sferturi de finală în Cupa UEFA cu Răzvan Lucescu antrenor, ceva ce după Revoluție n-a mai reușit nimeni. Bine, a reușit Steaua. Adică a fost singurul mare regret pe care l-am e că n-am reușit să luăm cupa aia de 95, 94, 95 cu Petrolul. Un trofeu pe care eu cred că îl meritam cu prisosință pentru că aveam o echipă mult mai bună decât cea a Petrolului. Dar din păcate... nu întotdeauna socotarea de întâi se potrivește cu aia de acasă. Și da. am fost s-a întâmplat la acea finală, eu da. Am un regret și un gust amar, dar nu mai vreau să mă întorc. E cert e că rămân cu un regret fantastic că am pierdut șansa să câștig un trofeu, chiar dacă am luat Cupa Ligii. Și chiar acolo pot să spun că am lăsat o amprentă serioasă, că prin golul meu s-a câștigat ulterior Cupa Ligii. Un apel public este făcut la Radio Gold FM. Stadionul Rapid trebuie să aibă numele undeva al lui Rică Răducanu, Ion Motroc, Nichi Dumitriu, Pui Ionescu și, bineînțeles, înțeleg că ceilalți or să aibă nume pentru că au avut norocul că au murit. Ce trist, ce trist. Da, iar cei care trăiesc au ghinionul că trăiesc. Auzi, dar nu știu cine poate gândi așa o enormitate. Ne-a tăchiță Macriară, care face 94 de ani, dacă nu mă înșel. Iar, ți-am zis, el este un om incredibil, este fantastic. Este atât de fresh și de verde, nu-mi vine să cred. Și voi tot timpul mai îmi dă comentarii pe Facebook din când în când. Când mai așa ceva. Câți ani are și dă pe Facebook mesaje? Da, Tache Macri, o să-l caut să vezi. Tot timpul mai îmi comentează. 94 de ani? Da, e mai mare ca data cu aproape 10 ani. Nu poți să crezi, e pe Facebook? Da, are contul lui, dar cred că cineva îl supervizează și din când în când mai comentează când el cere să îi se aducă la cunoștință anumite informații. Eu cred că în fenomen, eu n-am auzit pe cineva pe Facebook să fie mai în vârstă de 94 de ani pe Facebook. A fost și intervievat acum un an, dacă nu mă înșel, interviul lui există de cei de la Rapid, dacă nu mă înșel, a fost într-o emisiune cu el pe Zoom, pe Skype.
Incredibil. Și o să vezi cât e de fresh. Nu îți vine să crezi. Și mamă, lui, mamă, el, mă tentează el o emisiune avea... cu acest om fenomenal. Da, da, da. Încă are memorii foarte proaspete, știe foarte multe lucruri. Are, am înțeles că va scoate niște cărți sau dacă nu, a scos una destul de grea în care va spune multe lucruri legate de tot ceea ce a petrecut el la Rapid și pe afară, că a antrenat și pe afară. Visez o emisiune cu domnul Tache Macri, cum am făcut cu domnul Ion Voinescu, pe care l-am luat de acasă cu mașina pentru că abia mergea. Ion Voinescu, marele portar al Stelei. Vreau să te întreb, care top 3 sfaturi primite de la tatăl tău? Îmi cer scuze că te întreb din nou, am văzut că ai început să lăcrimezi când ai vorbit de tatăl tău, că îi dedici toată cariera ta. Care au fost cele mai importante sfaturi pe care ți le-a dat tatăl și ții permanent cont de ele? Sunt multe, dar un sau lucru, cel mai important. Cel mai important mi-a zis să fac tot ce cred eu să e posibil să fac pe pământul ăsta în viața asta, dar un singur lucru să nu fac, să nu mă fac de rușine și să nu dau posibilitatea nimănui să râde de mine și copiii mei să se mândrească cu mine. Și eu cred că lucrul ăsta este cel mai important. Și sfatul lui m-a marcat pentru că același lucru l-a spus tata lui, tata aia, Dumnezeu să-l odinească lui tata. Băi, tată, fă tot ce crezi tu pe pământul ăsta, dar să nu te faci de râs. Eu n-am auzit în viața mea din 30 ceva de ani să râdă cineva de Florin Motroc. Dimpotrivă, este acum în emisiune pentru meritele lui. Iar cât privește copiii, spune telegrafic ce fac copiii tăi, ce sport, unde, la ce nivel. Mulțumesc Dumnezeu, așa cum și pe mine tata m-a îndrumat pe lângă fotbal să învăț și de școală, de carte. Mi-au terminat facultățile amândoi, fata mea a terminat relații internaționale, băiatul meu educație fizică și sport, acum este înscris, amândoi sunt înscris la masterat. Fata îmi joacă volei la voluntari în prima ligă, au niște rezultate foarte bune și ceea ce se întâmplă legat de tot ceea ce ține de ratura sportivă la voluntari este extraordinar și de lăudat. Și de când nu am nimic politic și nu sunt cu nimeni, că n-am nicio culoare, dar de când domnul primar Pandele am văzut că s-a implicat, din punctul de vedere succesele au început să apară nu numai la fotbal, unde iată voluntariul e unde e, dar voleiul, basketul și mai sunt și multe alte ramuri sportive care sunt extrem. Sala e minunată, sala Gabriela Sabo parcă se numește. Da, sala. Da, da, tot ce a este... făcut acolo, ceea ce are. Știi că n-are nicio legătură, foarte bine faci. Eu iubesc pe toți primarii care investesc în sport, pentru că au această posibilitate și nu o fac toți. Eu iubesc pe toți primarii care fac ceva pentru sport. Și nu numai arma fotbalul sau a ajutat toate grupele, ca dovadă că voluntarii anul trecut era o echipă anonimă care s-a salvat într-un mod miraculos. La volei mă refer, la fete. Da. Și iată, anul ăsta se bate pentru top 3 și suntem impresia că joacă și finala Cupei României la volei, ceea ce are o performanță pentru fete. Și de asta mă bucur că și fata mea face parte din această, poate din acest proiect. Poate din facem proiect. Cu tatăl tău, știi că am mai vorbit cu tatăl tău, așa într-o fereastră, tu într-o fereastră, fata ta într-o fereastră, basketbalistă top 3 Liga 1 și cu băiatul tău. Băiatul meu, iar și el, sunt tare mândru de el, pentru că, din păcate, el trăiește niște momente destul de delicate ca fotbalist, însă și eu am trecut prin ele. După ce a avut un parcurs fantastic la nivel de copii și juniori, plecând de la Pigulea la Dinamo și câștigând cu Dinamo generația lui 98-99, fiind cea mai bună generație pe care a avut-o Dinamo în curtea ei acolo. Cea care a luat campionatul cu Florin Bratu? Da, ultima performanță, au mai luat înainte cu Poenaru, au mai luat înainte cupa cu Diniță, au mai luat înainte cu Gabi Preoteasa. Deci este o echipă cu Burleanu, care el a făcut echipa, practic el a construit-o, a adunat aproape toți jucătorii de la Pigulea, unde acolo era un Dima, era un Ricardo, era Ion, care acum e la voluntari. Băiatul meu, deci e o echipă care a fost formată cu cap și care ulterior a dominat tot cam ce a fost la juniori, chiar surclasând viitorul lui Gigă, o generație care iar a fost foarte prolifică. 98-99 cu Ianis Hagi și cu toți ceilalți care erau atunci la nivelul lor de vârstă și care au și confirmat ulterior jucând în prima ligă. Din păcate, după acel moment, băiatul meu nu a semnat cu Dinamo,
au semnat decât câțiva jucători contracte. Perioada era Gabi Răduță, șef de centru. L-au pierdut pe Vlad, el a plecat liber de contract. Chiar am avut o discuție cu domnul Negoiță și a fost surprins că Vlad nu a fost agățat de Dinamo. În fine, eu l-am dus la momentul de atunci la Juventus Colentina, unde domnul Ciuclea l-a dorit foarte mult și era Marius Baciu acolo. Da. Și vreau să spun că rezultatele lor în acei ani, un an și ceva cât a stat Vlad acolo, au fost extraordinare, că au salvat o echipă de la retrogradare incredibil, bătând Petrolul Clujul într-un retur de foc cu vreo 5 jucători de 19-20 de ani pe care Marius i-a băgat în echipa aia. Din păcate, ulterior, în vară, Vlad n-a mai rămas pentru că a semnat cu FC Argeș, el expira contractul și... Unde tocmai ți-ai spus, a stat puțin... Aveam semnale că va fi ceva neregulă la Juventus, ceea ce s-a și întâmplat, că echipa ulterior s-a desființat. Da. Vlad a semnat cu Argeșu pentru că, cu toate că el avea o înțelegere cu Cluj, da, din păcate n-a mai ajuns acolo pentru că și datorită faptului că în iarnă, când l-a vrut Lobonț, cei de la Juventus n-au vrut să-l lase în returul, da, respectiv. Și, da, în vară, din păcate, Lobonț n-a mai fost, a plecat, iar cel care a venit antrenor în speță, Dulca, nu l-a mai vrut pe Vlad, că a zis că vrea să joace cu fundași străini, profesioniști experimentați ca să acopere acele posturi. Și, bineînțeles că nu a fost, ideea lui nu a fost una, eu știu, câștigătoare, ca dovadă că nu știu dacă a stat o lună sau două și el a fost demis. A fost omorât, între ghilimele, chiar de acești fundași portughezi aduși. Eu chiar o singură paranteză vreau să fac. Fiul tău fiind fundaș central, eu îl cunosc pe Alexandru Chilili de la Voluntari. Se pregătește non-stop cu Liviu Ciubotariu, cu echipa mare. De 5 ani joacă în Liga 3 cu seniori și mereu se spune că, domne, este riscant să joci cu fundaș central de vârsta lui, 18-19 ani. Dar mă întreb, am vorbit cu Flaviu Stoican, a luat de la 5 în sus cu străini, vedete, aduși pe salarii mari, când băiatul ăsta tânăr de echipă națională de juniori putea să fie folosit mai mult de 5, nu lua Dinamo. Sau voluntari putea să folosească un jucător crescut de ei măcar 5 minute, acum 10 minute mai. De ce să iei jucători din străinătate, să le dai 10.000 și să iei 5? Sunt de acord cu tine, dar asta mă întorc la, eu l-am promovat pe Mr. Ienci. Și Adrian Ienci poate confirma. Avea 19 ani la Ceahlău când eu am plecat la Rapid în primă fază, împrumutat în 96. Returul ăla de 13 etape a fost un mini retur și Rapidul m-a împrumutat, trebuia să plec la Brașov, a fost o istorie, fiindcă Ganea n-a mai venit în Giulești, eu n-am mai fost lăsat să plec la Brașov. Era Neajean Pădureanu, Dumnezeu să-l odinească, conducător. Și am fost îndrumat și mi s-a recomandat într-un mod mai frumos sau mai așa diplomatic să o iau spre Piatra Neamț. Dar nu regret, pentru că a fost o alegere extraordinară, am scăpat de retrogradare și ulterior am rămas încă un an. Dar vreau să mă întorc la Ienci. Atunci Ienci a crescut lângă mine, 6 luni alea a jucat cu mine, avea 19 ani. Următorul sezon a jucat până în iarnă, iar în iarnă, la recomandarea și a mea și a domnului Pițurcă, care l-a antrenat în perioada la lotul de tineret al României, l-a luat Rapidul. Și urma dacă să dai minute unui copil talentat, trebuie să-i dai încredere, minute, pentru că el crește mai repede. Spre exemplu, am luat campionatul în Bahrain cu doi jucători sub 23 de ani. Unul avea 23. Spune, de când ești la această echipă și telegrafic, așa, înțeleg că ai pierdut două finale, amândouă după lovituri de departajare, și cred că ai îmbătrânit 5 ani în aceste două finale. Dacă ne poți spune pe repede înainte, mai ales că una dintre finale ai pierdut-o acum două zile. Gabi, e mult de povestit, dar îți dau pe repede. Eu acum un an și jumătate eram în țară după pandemie, am fost contactat de o echipă din Kuwait, am plecat acolo, am semnat cu cei de acolo și după două săptămâni m-am trezit cu telefon din Bahrain că cei de aici, de la Izrifa, mă vor tare mult să vin în coace. Aveam o clauză, trebuiau plătiți niște bani, cei de aici au discutat cu cei de acolo pentru că le-am spus că nu vreau să fug efectiv, cu toate că aș fi putut să plec. Plăteam mai puțin, dar plecam, dar am vrut să fiu corect, să las loc de bună ziua. Și au negociat cluburile între ele și au plătit o anumită sumă de bani și am venit aici. Din momentul în care am ajuns aici, în august 2020, efectiv,
Am mai prins 4 etape din campionatul care fusese întrerupt. Am văzut echipa, am cunoscut echipa, am luat pulsul. Imediat după ce am terminat acea ediție pe locul 5, din 94 echipa n-a mai terminat mai sus de locul 4. Deci echipa asta mai sus de locul 4 din 1994, când a luat titlul, nu a mai urcat, a fost maxim locul 4 și au stat numai prima ligă, liga a doua, prima ligă. Am venit eu, am format o nouă echipă, efectiv, am luat-o de la zero cu ei și am terminat pe locul 2. Anul trecut eu am fost vicecampion. Am fost doi antrenori în gol, vicecampion. Din păcate, la un moment dat, la un moment dat, eram trei antrenori campioni în golf. Era Olăroiu, Motroc și Ion Marin. Prin anii 2003, 4, 13, 14, cam așa, 15. Da. Și acum am fost doi vicecampioni. Că a ieșit Isailă cu Banias și eu cu Izrifau. Acum, să dea Dumnezeu, Cosmin, Cosmin Contra să câștige titlul cu Itihad și ar fi un lucru extraordinar. Și Oli va juca și el finala Cupei Președintelui și urez multă baftă și tot câștige. Că rezultatele astea ale antrenorilor români ajută foarte mult la imaginea și la cota antrenorului român. Cum sunteți voi priviți ca români acolo? Cum sunteți antrenorii români? Cum sunt? Foarte bine. Tot ceea ce am făcut eu, într-o mică sau mai mare măsură. Faptul că am stabilitate, sunt cam între puțini antrenori care mi-am dus contractele cap-coadă în golf în ultimii 12 ani. Mulți vin, puțin rămân. Șumi am fost între cei care cât de cât a stat mai mult pe aici. Dar în rest, Olăroiu, bineînțeles, a fost Reghe care, din păcate, a eșuat că n-a luat Cupa Campionilor. Răzvan care a luat și a făcut un lucru incredibil prin tot ceea ce a făcut el la Hilal. Deci asta spun că, în general, nu e ușor să reziști pe aici. Și păi asta eram și surprins, să fii din 2020 la aceeași echipă în golf, mi se pare o mare performanță. Imediat după ce, înainte să termin campionatul trecut pe locul 2, eram în iarnă și eu n-am coborât sub locul 3 anul trecut. Deci echipa a coborât de la prima etapă până la ultima, am stat numai locul 3 și locul 2. Mi-au prelungit contractul pe încă 3 ani. Deci eu practic am semnat pe încă 3 ani aici. Condițiile sunt mai pomenite, am inaugurat un club nou, o să-ți trimit imagini să-l vezi. Cei doi și aici care conduc, conducătorii mei, președintele clubului și vicepreședintele clubului, sunt foarte tineri, undeva până în 30-32 de ani, amândoi, foarte ambițioși. Au o viziune complet schimbată vis-a-vis de ceea ce înseamnă sport de performanță. Tot ceea ce s-a investit aici în club este ceva de domeniul incredibilului. Sală de forță, sală de mese, unde cantină, centru de recuperare de un nivel top class. Este unde vor să și facă bani ca să investească în echipă. Deci echipa asta are un viitor fantastic în față. Și ușor, ușor, din tot ceea ce se întâmplă și odată cu venirea mea sau s-a întâmplat, arată că suntem pe un drum bun. Din păcate, iar nu știu dacă să-i spun, din păcate, în ultimii ani n-au mai ajuns, în 2014 n-au mai fost într-o finală de cupă, când au și câștigat-o, și din 2019 n-au mai câștigat o cupă a Federației, iar unde ei au fost implicați. Într-un an jumate am ajuns în trei finale, nu două cu ei. Anul trecut, în decembrie, am pierdut Cupa Federației Bahrainului. Tot așa m-a bătut Muhara cu o echipă foarte bună, care fusese campioană cu un an în urmă. În fine, iar acum trei luni m-a bătut în Supercupa Rifau, campioana în titlu și câștigătoarea cupei. O echipă foarte bună. La penaltiuri. Tot la penaltiuri. Am condus 1-0 până în minutul 94 și 55 de secunde. Un jucător de-al meu șutează în alt jucător în stomac, arbitru dă hands și din lovitura liberă sunt egalați și m-am dus direct la penaltiuri și la penaltiuri am ratat trei. Am avut ghinion că trei copii, nu mai aveam cine să-mi bată că făcusem niște schimbări bazându-mă că nu am cum să pierd finala. Am avut și niște probleme cu COVID și am avut vreo patru jucători importanți care nu au dus jocul complet și a trebuit să-i scot. Cei care au intrat, din păcate, doi dintre ei copii de 19 și de 21 de ani, că n-am avut cine să bată 11 metri. Le-a tremurat picioarele și au ratat. Au șutat peste poarta, mi-au ratat 3-11 metri. 3. Și acum, alaltări, tot 3 penalturi ratate. Alaltări, iar de domeniul științific, o fantasticul, le-am jucat foarte bine, în special repriza a doua. Echipa asta, Caldia, este echipa băiatului regelui Bahrainului. Deci, practic, trofeul a ajuns în familia regelui, unde oarecum nu trebuia să ajungă, dar a ajuns. Înțelegi? Da. Pentru prima dată, este un club, abia înființat, echipa asta s-a înființat anul trecut în vară.
A promovat precum erau pe vremuri Scorniceștiu și alții care promovau. Am înțeles. A fost frumos, deci, de la 11. Un fel de echipa lui Ceaușescu e acolo. Echipa care v-a bătut. Da, dar regele e respectat și apreciat și eu apreciez fantastic ce au făcut ei. S-au băgat bani. Da. Au înțeles că fără bani nu pot face performanță. Au promovat. Dar n-aveai o problemă dacă luai tu cupa? Nu aveam, pentru că nu cred că aveam cum să iau. Cum adică n-aveai cum să iei? Păi îți spun ceva, în minutul 88 o să-ți trimit faza. De fapt, cred că am pus-o pe Facebook. Am și întrebat și eu așa retoric dacă e 11 metri. Îmi scapă un jucător de-al meu singur cu portarul. Avea și șansă să dea o pasă lateral în stânga, numai că în prima fază are prin planul, îi se pune o piedică, copilul nu cade și văzând că încă are șansă să șuteze, trage, dar dezechilibrat șutează în portar. Și acolo este 11 metri clar, după părerea mea e 11 metri clar. Dar dacă da, te ajungi la penaltiuri, metri, nu mai ajungeam la penaltiuri. Nu mai știu, dar te ajungi la penaltiuri, dacă nu ratați, luați cupa. Da, luam cupa și m-am dus în prelungiri. În prelungiri a fost destul de echilibrat, cu toate că am mai avut două ocazii de gol, dar am avut așa puțin, jucătorii mei au ales soluția mai puțin inspirată la ultima pasă și la penaltiuri din nou am ratat, mi-a apărat portarul două penaltiuri, am avut de două ori avantaj și de trei ori am ratat. Doi au dat peste poartă și ultimul a tras și a apărat portarul. Cum poți rezista, după mai ales că te știu cât ești neimplicat, cum poți să reziști în trei luni să pierzi la penaltiuri două meciuri, așa cum le-ai pierdut, cum le-ai explicat acum? Uite-te la fața mea, n-am avut nimic să mă bărbieresc și îmi cer scuze pentru cei care ne privesc acum. Am fost bolnav, deci de două zile, ce să spun, am suferit cumplit. Deci trăiesc fantastic și înfrângerile astea mă dărâmă efectiv. Două zile sunt bolnav până îmi revin. Însă am un grup de băieți extraordinari. Faptul că jocul a arătat extraordinar de bine m-a făcut oarecum să gestionez altfel supărarea asta. Mă așteaptă iară 5 meciuri de foc. Am un program, nu știu cum au făcut cei de aici din Federația Bahrainului programul, că joc cu cele mai bune 4 echipe în următoarele 4 etape și ulterior cum cu o echipă oarecum mai slab cotată, Hala, care m-a bătut la o singură, un singur corner mi-a dat gol. Și cum ai un obiectiv acum pe finalul acestui campionat? Obiectivul meu este să rămân cel puțin cum am terminat anul trecut pe locul 2. Aha. Echipele care se bat, dacă tu o să te uiți pe clasament, suntem la 1.2 toate cele de pe locul 2 până la locul 5. Aha. Rifau, campioana în titră, care e pe primul loc și acum cu un avans destul de mare, destul de greu de crezut că mai poate pierde campionatul pentru că au un lot și o echipă foarte bună. Un fel de Olympiacos în Grecia. Foarte bună, dar n-au pierdut mulți jucători. Apropo, echipa de pe primul loc, Rifa, a cărui președinte cu care am și lucrat și care este și astăzi, este nepotul regelui. Deci tatălui e fratele regelui. Ca să vezi unde am lucrat. Deci ai lucrat la echipa unde e nepotul regelui. Acum ai doi și aici. Echipa care te-a bătut alalter este echipa regelui. Băiatului regelui. Care s-a înființat băiatului regelui. Da, da, da. Senzațional. Deci fiecare are echipa mea, echipa mea, președintele meu și eicul meu, care conduce clubul, tatălui este ministrul apărării din Bahrain. Este tot în familia regală. Dar cât copii are regele? Din ce știu, am înțeles că sunt vreo trei băieți. Trei băieți, trei echipe. Ceva de gen. Deocamdată a făcut una și uite că au reușit să ia și trofeul din prima. Dar răspun, s-au investit bani, au adus jucătorii cu salarii foarte mari în vară. Care e nivelul? Pentru că mereu când vorbesc cu Daniel Isailă, cu Răzvan Lucescu, când era acolo, care e nivelul? Cum vezi nivelul? Campionatul e schimbat foarte mult față de 2014, când am fost eu prima dată. Comparând cu România, unde ar fi echipa ta? Echipa mea mă bat în play-off. Te bați în play-off. Mă bat în play-off. Am o echipă foarte bine organizată. Vorbeam cu Laurențiu Roșu săptămânile trecute. Hai să-ți dau un exemplu, țineți ideea un pic. Am jucat în toamnă, am avut un turneu de pregătire în Emiratele Arabe Unite. Da. Și pe mine m-a invitat și pe HAD, echipă care a fost campioană acum 2 ani. Da. Echipa mea fiind vice-campioană anul trecut. Ne-a invitat Wahda, unde a fost Regencamp antrenor. Da. Unde antrenor este binecunoscutul Tencate acum. Da, olandez. Uite-te să vezi pe ce loc e Wahda în clasamentul din Emiratele Arabe Unite și am jucat amical cu ei cu 4 zile înainte de începerea oficială a campionatului. Deci echipa era ready de luptă. Era gata de luptă. Începea ca mea, a folosit primul 11.
E, s-a terminat 0-0, au avut și 11 metri apărat portarul meu, am avut și eu 11 metri, aș stat afară un jucător. Dar vreau să spun că a fost un meci în care foarte multă lume nu dădea nici cea mai mică șansă, se așteptau să-mi dea de la 3-4 în sus. Și am făcut un 1-1 cu Wasserlu, o altă echipă foarte bună din Abu Dhabi, care acum e pe locul 6 pe acolo. Deci asta spun ca să-ți fac o idee. Te tot întreb pentru că mai avem doar un minut și vreau să te întreb ce români mai sunt cu tine acolo? Doar antrenorul cu portarii Vlad Marian, care a lucrat pe la Dinamo cu Ion Marin și a mai lucrat cu mine la Geam. Da, și la Metalo Globus, bravo, Vlad, îl cunoști foarte bine, care e un băiat deosebit și m-a ajutat foarte mult de când a venit cu mine de anul ăsta, în special că anul trecut n-am putut să aduc români cu mine. Sper ca de vară să-l mai aduc cu mine pe preparatorul fizic care a lucrat cu mine în ultimii ani, Marius Cogălnicianu, și să pot să-mi aduc un antrenor secund dacă reușesc, în funcție de ce posibilități financiare are clubul. Crainic n-ai nevoie, nu? De stadion. Gabi, aș avea nevoie, dar cum te cunosc pe tine, mi-ai face o atmosferă nemaipomenită. Dar dacă vezi ce lider, trebuie să înveți să cânti la microfon și să-mi dă tobă, că liderii aici cam trebuie să facă treaba asta. O plăcere a fost. Reacția conducătorilor celor doi și aici după această finală. O să-ți trimis să vezi, ce a spus managerul meu de la echipă. Bineînțeles că e purtătorul de cuvânt a celor doi și ei care mi-au trimis mesaje în care ei mulțumesc. Și eu le-am spus pentru ce mulțumiți, că am pierdut trei finale, zic, și eu nu văd de ce mulțumiți. Dar stau cuvântul meu de onoare, n-am întâlnit în 11 ani de când sunt în golf asemenea oameni care să creeze un asemenea climat de liniște. Incredibil, o altă educație. Nu se implică, nici nu interesează cine joacă, adică o încredere pe care mi-au dat-o fantastică și probabil că și rezultatele astea nu sunt întâmplătoare. Corect. Nu a venit unul să mă întrebe vreodată de ce a jucat ăla, de ce n-a jucat ăla. Deci o încredere oarbă și ceea ce s-a declarat ieri prin acest manager care este un om influent în club și face parte din Consiliul de Administrație al clubului, o să-ți trimit să dai traducere și să pui pe unde pui tu, dacă posezi undeva. Mi-au spus că n-au cuvinte să-mi mulțumească pentru ce am făcut și pentru tot ceea ce am realizat și că încrederea în mine este una care va continua, nu numai pe perioada cât mai am contract și s-ar putea să fie și mai lungă. Și încrederea pe care o avem noi în tine. În fotbal, Gabi, nu poți să crezi nimic, trebuie să stai tot timpul pregătit. Mai ales când ești lăudat. Mai ales, bravo, Gabi, bravo. Florin, îți mulțumesc tare mult pentru această emisiune și le vom continua, o să te mai contactez. Să găsești timp și să povestim fotbal, pentru că îl vorbești frumos și îl și faci bine. Salutări ție și familiei tale frumoase. Cu toată lumea. Vreau să transmit la mulți ani femeilor, mamelor, pentru ziua de mâine de 8 martie, pentru că nu știu dacă mai am la și bine la ale mele femei dragi, dar pentru toate celelalte care poate ne-au privit sau eu știu aud sau o vor vedea emisiunea sau ne aud la radio, multă sănătate și fericire și le mulțumim că există în viața noastră. Mulțumesc, Florin. O seară bună, toate bune. Seară bună tuturor celor care au urmărit emisiunea și le atrag atenția. Cel mai liber radio e Gold FM. Rămâneți aici. Până mâine seară, toate bune. Sport Report cu Gabriel Safta. De unde iau eu flori să o impresionez? Acum, de ziua ei, dar și de Valentine's Day? Nu-ți face griji! Rezolvă băiatul cu flori! Livrează non-stop de luni până duminică direct la ușa ei, în maximum 2 ore în București și în Ilfov. Aranjamente florale splendide, torturi, băuturi alese și jucării de pluș. Băiatul cu flori ajunge rapid la cine ți-e drag sau la partenerii tăi de afaceri. Îți salvează timp și livrează prompt oricând ai nevoie. Îl găsești pe Facebook și Instagram, Băiatul cu flori. Sună-l acum! Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.